Cunoașterea asta n-ar trebui să se oprească niciodată. Noi cam obosim pe traseul cunoașterii undeva după facultate, având senzația că am căput până la absolvență un izvor de cunoaștere care să ne asigure un trai și în bunăstare, dar și în starea de bine. Nu e așa. Dacă Socrate însuși, care a acumulat cunoaștere și înțelepciune toată viața lui, a spus la sfârșit că tot ceea ce știe cu siguranță este că nu știe nimic, neîncetând nici măcar o secundă să învețe, măcar de la el ar trebui să învățăm să nu punem barieră. Pagina asta albă, până la urmă, este completată de tot ceea ce nutrim noi nevăzutul nostru și prin toate acțiunile noastre, dar rândurile din ea se construiesc și din alte cărți. Cărțile sunt, în majoritatea lor, trepte pe care omul urcă în evoluție. Unele sunt trepte pe care omul coboară. Mein Kampf nu poate fi o carte care să ne ajute în evoluție. Mai alunecăm și nu numai Mein Kampf. Sunt atâtea teze pe care umanitatea a alunecat izbindu-se cu fundul de pământ, dar nu o să vorbim despre astea. O să vorbim despre cărțile care ne permit să avansăm un pic, să ne mai apropiem un pic de răspunsurile alea teribile la cine sunt, de unde vii și încotro mă întreb. O treaptă, poate de lemn, poate de marmură, este și cartea lui Dorumbe, Cărarea Universului. E clar că noi pornim din momentul A, când am fost aprinși ca lumină în viața asta, mergem până în momentul B, când vom fi stinși ca lumină din viața asta, și între A și B întâlnim enorm de multe jaloane, toate puse în fața noastră pentru a ne fi de folosință, nu pentru a ne încurca. Toate greutățile din viața noastră, până la urmă, nu sunt altceva decât prilejul de a ne cunoaște mai bine. Dorubem a pornit-o de la o vreme fragedă. Pe cărarea asta e o cărare prăfuită, e o cărare îngustă, e o cărare neatrăgătoare. Pentru că ea, fiind un drum al simplității și al adevărului, nu sclipește. Până la urmă, adevărul nici nu trebuie să sclipească. El nu are nevoie să ne atragă atenția. Noi avem nevoie de el. Cel care sclipește, atrăgându-ne mereu atenția, este non-adevărul. Pentru că el, non-adevărul, are interesul să ne abată de pe drum. Și atunci toate sclipirile din jurul nostru nu vin de la lumină. Lumina nu sclipește, lumina este. Noi vedem sclipiri în întuneric și avem senzația că sunt bucățele de capăt de tunel. Bă, tunelul, la capătul căruia, în sfârșit, vom vedea și noi lumina. Lumina nu locuiește la capătul tunelului. Lumina este sau nu este. Luminița de la capătul tunelului a fost o amăgire pentru noi toți și cu ocazia asta au trecut 20 ceva de ani, e votera demonstrantă. Tot am așteptat să vină trenul și nu a mai venit. Cărăruia asta pe care Doru a pornit-o mai devreme și la care ne invită și pe noi, ne face părtași cumva prin cartea lui la o excursie. E o excursie lăuntrică. Dar fiind o excursie lăuntrică, într-un mod paradoxal, se întâlnește cu toată cunoașterea din afară. Pentru că nu ce e sus este și jos, și ce este jos este și sus, pentru a se înfăptui miracolul unui singur lucru. Precum în cer, așa și pe pământ. Cerul acesta, pentru noi românii, n-ar trebui să fie atât de misterios, pentru că noi îl și numim în limba noastră veche văzduh. Tatăl nostru care ești în văzduhuri sună mai aproape de adevăr decât dacă am localizat văzduhul ăsta într-un cer fizic. Lumea asta duhurilor, din care și noi facem parte, noi ne exprimăm acum în corp. După ce nu o să mai fim în corp, dispărem oare cu totul sau continuăm? Nu, nimic nu se pierde, totul se transformă. E un principiu vechi de când lumea. Continuăm și după ce murim, în universul ideilor. Și Platon și marii înțelepți până la urmă spuneau că totul locuiește înainte de cauză într-un univers al ideilor. Iar ideile prind contur de-a lungul unei unități de măsură numită timp. Cărarea asta pe care Dorubem pornește de mult
izvorăște din idei. Și atunci dorul n-a făcut altceva decât să se întoarcă la sursa ideilor și să înțeleagă apa asta minunată care este vie. Este fiecare generație vie. Tot ce izvorăște din izvorul înțelepciunii nu poate fi decât vie și roditor. Și așa cum probabil umanitatea de câte ori a dat greș, s-a întors la valorile antichității, și cărarea asta pornește tot din valorile antichității, pentru că acolo, nu, spun toți mari înțelepții ai lumii, a fost vârsta de aur a noastră. Dacă ne uităm un pic în jur, acum internetul abundă de informații și asta e foarte bine. Și vedem la ce nivel de înțelegere a cosmologiei, a teologiei, a filozofiei, chiar și a construcțiilor. Noi nu putem astăzi, în era tehnologică, nici măcar să ne imaginăm cum au fost posibile toate acele miracole ale lumii antice. E clar că acolo a existat un patrimoniu de gnoză, de cunoaștere fascinant, atât de bogat încât ne poate hrăni și astăzi. Și meritul cărții lui Doru Bem este că ne atrage din nou atenția, că dacă rătăcim privind numai și numai în prezent și în față, poate că n-ar fi rău să ne întoarcem cumva, pentru că timpul e o dimensiune a noastră, noi putem călători în timp cu mintea, măcar în toată viața noastră de când ne-am născut și până acum, și dacă ființa umană este arhetipală și ea se repetă cumva în fiecare generație, putem călători și dincolo de viața asta. Până la urmă, omul este același. Noi nu ne-am schimbat și nu ne-am modificat deloc de la omul primordial până la astăzi. Se schimbă decorul jurul nostru, se schimbă setul de valori, se schimbă recuzita, costumele, dar sufletele traversează întotdeauna aceeași poveste. O poveste de iubire, o poveste de ură, o poveste de crimă, că purtăm în gena noastră și pe Cain, unii poartă și pe Abel, și asta e bine. Suntem pe rând câte unul dintre apostolii Mântuitorului, când nerăbdător ca Iuda, când neîncrezător ca Toma, când delăsător ca Petru, când foarte determinat ca Pavel. Ca să ne dăm seama de toate acestea, trebuie să... Scuzați-mă. Am crezut că l-am opt. Hei. Așa. Ca să avem contact cu toată informația asta, trebuie să ne întoarcem la o sursă. Cărțile sunt sursă. Dorul face un efort care ne va scuti pe noi de a cuprinde toate piesele dintr-un puzzle. El le-a parcurs pe toate și a dat legenda puzzle-ului deja. Și atunci meritul cărții nu este în primul rând literar, ci efortul de documentare și de analizare prin comparație poate scuti un cititor care n-are timp și nici cheful neapărat necesar să-și piardă 4, 5, 6, 7 ore pe zi, timp de ani de zile, pentru a parcurge o bucată de cunoaștere. Și măcar din perspectiva asta, sunt absolut convins că toți cei care simt în ei chemarea cărării, cărarea ne cheamă pe noi întotdeauna. Pentru că ce spune Hristos despre El însuși? Eu sunt calea, adevărul și viața. Cărarea e o cale. Nu e o autostradă pe 6 benzi, că atunci eram de mult cu toții într-o lume perfectă. E un drum îngust pentru că nu ți oferă altceva la sfârșit decât mântuirea. Spun asta așa, în glumă, că nu ți oferă decât mântuirea. Mântuirea este un concept foarte vag. Este ceva pe care noi nu-l putem înțelege cu mintea. Dar noi suntem născuți ca suflete înainte de a avea minte. Să ne reamintim măcar fiecare dintre noi, dacă n-am învățat asta la biologie, primul organ care se concretizează în butică, în lichidul acela vital numit amniotic, este inima. Și atunci suntem niște duhuri care locuiesc în inimi și niște inimi care lucrează cu mintea. Mintea, în limba română, minte, același lucru. Nu prea facem noi diferența conceptuală între minte și minte. Și nu întâmplător.
de asta limbile vechi sunt sfinte, pentru că ele ascund în învelișuri, în carnea cuvântului, multe semnificații, multe simboluri. Noi trăim astăzi într-o dimensiune a minții. Cel puțin după al doilea război mondial, umanitatea a progresat enorm de mult în ceea ce înseamnă